Bună, eu sunt Dina și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, mamipetocuri.ro. Astăzi vreau să vă povestesc despre aceste minunății din viața mea, Green Sugar, o alternativă sănătoasă la zahărul din comerț. Probabil știți deja că marea majoritate a produselor pe care le găsiți în comerț conțin nelipsitul zahăr. Chit că te duci să-ți cumperi o pâine, care o banală pâine, pe care în casă o faci cu 3-4 ingrediente la magazin, o găsești cu eticheta atâta și cu o grămadă de zahăr adăugat. Că vrei să-ți iei niște legume la conservă, că vrei să-ți iei un muștar, că vrei să-ți iei cereale, banalele cereale de dimineața ale copilor conțin o tonă de zahăr. Cred că este cel mai frustrant lucru din viața mea să mă duc să caut cereale pentru copii fără pic de zahăr adăugat. Probabil, din nou, știți că zahărul este principala problemă când vorbim de carii, obezitate, cancer, probleme cu ficatul, diabet, dependență. Deci eu în casă la mine m-am lovit de această problemă a dependenței. Sună într-un mare fel, dar asta e realitatea. Da? Pentru că dacă tu îi dai zi de zi unui copil, și nici nu trebuie să-i dai foarte mult, Asta, aici mi se pare problema, pentru că tu ai impresia că dacă nu mănâncă o tonă de bomboane, nu are nicio problemă. Sau dacă nu mănâncă zilnic biscuiți, nu are nicio problemă. E bine, e suficient să mănânce 5 biscuiți în loc de 2, cât e rația. Așa, ca peste o lună sau două să descoperi că are o problemă de dependență de zahăr. Doza zilnică de zahăr a unui copil este de 24 de grame, respectiv 6 lingurițe. Dacă ați citit eticheta, probabil o citiți ca mine, disperată, eticheta de cereale, de exemplu, veți vedea că o porție de cereale are cu mult peste jumătate sau chiar atinge maximum de cantitate de zahăr pe care copilul ar trebui să mănânce toată ziua. Iar el mănâncă dimineața la micul dejun. Până seara mai mănâncă de 3 ori cantitatea asta. Ce este acest Green Sugar? Dacă m-ai fi întrebat pe mine acum, nu știu să zic, jumătate de an, aș fi spus că e ceva ce pare că e sănătos, dar are un gust oribil și pe care eu nu pot să-l folosesc. Ceea ce era adevărat, pentru că pentru mine acest Green Sugar luat din stevia nu însemna nimic altceva decât un gust oribil și pe care eu nu pot să-l gestionez la mine acasă, adică nici eu pentru mine, dar cum să le mai cer copilul să mănânce ceva ce eu nu pot să mănânc. Ei bine, asta este una dintre lucrurile bune că trăim în secolul 21, pentru că nu există un singur tip de zahăr sănătos. Există variante multiple și una cea mai bună, respectiv Green Sugar, despre care vă povestesc acum. Acest Green Sugar este format din două mari ingrediente, respectiv această stevia, care este procesată în niciun caz chimic, cum într-adevăr fac alte branduri. Dar zahărul acesta de la Green Sugar procesează stevia doar cu apă caldă la nivel înalt și un alt ingredient, eritritolul, care se produce din porumbul în fermentație cu drojdia. Deci, practic, două ingrediente mari și late procesate într-un mod natural. Lucru care îl face atât de special, că nu-i schimbă gustul mâncării. Adică, dacă îl pui în cafea, nu schimbă gustul cafelei, slavă Domnului. E important de știut că, de exemplu, poți să înducești laptele de dimineață acela fără zahăr, da? Cu cereale și cu Green Sugar, pentru că nu schimbă sub nicio formă gustul produsului finit. Iar asta este testat de mine. Am făcut ciocolată de casă, rețeta o găsiți pe blogul meu mamipetocuri.ro. Copiii mei au iubit-o, eu am iubit-o, toată lumea, eu am iubit ideea să poți să faci ciocolată de casă cu zahăr natural, practic să mănânci cât poți tu de mult și să nu faci carii, să nu-ți fie frică că te îngrași, să nu-ți fie frică de diabet, că astea sunt temerile, da, de zi cu zi când mănânci zahăr mult, și să aibă același gust, gustul prea bine cunoscut al copilăriei tuturora.
am făcut plăcinte, am făcut, ce am mai făcut, orez cu lapte. Au adorat copiii mei orezul cu lapte, pentru că îi dă o textură așa un pic mai pufoasă, nu știu, probabil de la stevia asta, nu știu, habar n-am de unde, dar îi dă un gust mai fin. Da, eu înainte îl înduceam cu lapte, cu miere și chiar cu zahăr, că na, asta era viața. Dar acum, categoric, nu mai ca pe vorbă să folosesc altceva în afară de green sugar. Ce-l mai face special pe green sugar? Nu produce dependență. E pe mine, dacă prima variantă, să zic, prin absurd, că nu m-ar fi convins, dar nu m-a convins cu gustul, faptul că poți să mănânci cât vrei tu și să nu producă dependență, că asta e o altă problemă a secolului nostru, că orice consum în exces, automat nu e bine, dar orice consum mai mult dă dependență, cum e mâncarea la McDonald's, de exemplu, sau la KFC, pentru că au adăugat un ingredient care fix asta își dorește să facă, să producă un comportament automatizat și când ți se face foame să alergi la McDonald's sau la alte tipuri de fast food să mănânci, pentru că e ieftin și bun. Mă rog, o fi ieftin, dar bun în niciun caz nu e. E bine, green sugar nu produce dependență, nu produce carii, și nu produce practic niciun fel de boală pe care zahărul procesat îl produce în mod normal. Diabetul, hipertensiunea, bolile de inimă și tot ce am vorbit mai adineaori. Să vă povestesc acum despre aceste cutii miraculoase de la Green Sugar. În primul rând avem varianta de zahăr sănătos, de Green Sugar Gold, care este varianta sănătoasă a zahărului brun. Eu am folosit, după cum vedeți. Eu cu Green Sugar Gold am făcut ciocolata de casă. Pentru că green sugarul acesta are culoarea evident de auriu, așa cum e zahărul brun. Și vă sfătuiesc să nu-l folosiți în produse cum ar fi pavlova, cum ar fi produsele de culoare deschisă, pentru că le dă culoarea aceasta aurie. De aceea vă recomand să-l folosiți în general în produse de culoare închisă, cum am folosit eu la ciocolata de casă neagră, pentru că avea cacao. Varianta originală, să spun așa, a green sugar-ului, varianta sănătoasă a zahărului din comerț, este această cutie roșiatică și verde. Și scrie și pe el, fără materii prime modificat genetic, fără gluten, potrivit în diete, na, neapărat pentru că e sănătos, 0 calorii și 0 indice glicemic. Ce vrei mai mult decât atâta? Și acum varianta premium a celor de la Green Sugar este zahărul pudră, care are putere dublă de îndulcire. Dacă vedeți, este un 1 împărțit la 2 aici. De exemplu, dacă rețeta vă cere 100 de grame de zahăr, voi puneți din acest tip de zahăr cu cutia neagră jumătate, 50 de grame. Eu din acest zahăr green sugar pudră am făcut o pavlova, de vă spun cu mâna pe inimă, că a ieșit cea mai bună pavlova pe care am găsit-o vreodată. Știți că pavlova e o rețetă destul de simplu de făcut, dar e foarte delicată și trebuie să fii un pic atent. Ei bine, garantat, deci garantat, 100%, cu green sugar pudră, vă este o pavlova de o să mă țineți minte că trăiți. Și varianta premium green sugar, dar pulbere, adică zahărul, cum îl știm noi pe zahăr, aproape e goală cutia mea, așa, tot cu putere de îndulcire dublă, da? Vedeți că are aici un 1.2, da? Deci puneți jumătate din cantitatea de zahăr cerută în rețetă, și garantat o să vă iasă niște bunătățuri de o să vă lingeți pe degete. Aceasta este povestea mea de astăzi despre aceste minunății de la Green Sugar. Le găsiți pe greensugar.ro. Acolo găsiți și informații suplimentare despre beneficiile utilizării zahărului natural Green Sugar. Eu sunt Dina, mă găsiți și pe blogul meu mamipetocuri.ro, pe pagina de Facebook mamipetocuri.ro. Eu vă aștept și data viitoare aici pe YouTube cu alte idei care să ne facă viața de părinte
mult mai ușoară. V-am pupat, pa, pa!